Aproximativ 8.800 de persoane așteaptă sosirea ajutoarelor cu alimente. Cu ceva timp în urmă s-au distribuit tichetele pentru alimente. Primarul Ion Gigi Matei a spus că fiecare cetățean înscris urmează să primească câte două pachete în valoare de 27 de kilograme cu produse alimentare. Alimentele, ajutorul de la Uniunea Europeană n-au sosit până acum, noi suntem pregătiți, avem pregătită comisia de recepție, avem spațiul pregătit, avem totul pregătit, listele. Din păcate n-au venit și o să vină în preajma sărbătorilor și o să avem mare problemă cu distribuirea lor, dar vom lucra în echipe mai mari, vom găsi soluții, distribuirea mai multe puncte. Circa 8.800 era cifra care beneficiază de aceste ajutoare. Bineînțeles, vor fi și situații în care nu toată lumea le ridică și vor fi redistribuite conform legii. Fiecare cetățean va primi asistat, care beneficiar, care va primi aceste alimente, va primi două pachete. Sunt ambalate toate produsele în două pachete, care în total cântăresc 27 de kilograme.